Și bine v-am regăsit la podcastul Tu și Bani. Eu sunt Georgiana și astăzi alături de mine am pe Marius Alexe, investitor. Da, mulțumesc de invitație. Mulțumim foarte mult, Marius. Episodul de astăzi face parte din seria noastră Tu și investițiile, o serie începută cu un alt invitat, Andrei Perianu, unde am considerat noi că sunt în conversații care au loc în jurul nostru, mereu. Toată lumea e interesată de în ce investești, ce mai este hot pe BVB sau pe piețele internaționale. Da, cât o să ai bani, o să fie interesant. Da, și Marius, tu ai experiență de foarte mult timp în lumea investițiilor, dar tu de fapt ai început ca programator. Da. Care a fost, îți mai aduci aminte care a fost prima investiție? Da, deși dacă te uiți pe Facebook-ul meu, poți să te întreb dacă e totul în regulă mereu în capul meu. Îmi aduc aminte, a fost în 2015. Ok. Deci nu sunt chiar așa de vechi cum ăla auzi tu. Nu, dar e, adică în lumea investițiilor 7-8 ani de zile e... Da, deci încă mai am bani și încă mai investez, deci totuși. Și ai putea să ne spui care a fost prima investiție? Nu, ceva de pe bursă pe care nu am înțeles, îmi dai seama. Da, deci a fost, ai făcut... Cum fac majoritatea, da. Întâi trebuie să pierzi, după aia să înveți. Da. Tu investești, din ce am înțeles, doar pe piața de investiții din România. Da. De ce ai făcut această alegere? Pentru că trebuie să te specializezi pe o anumită piață, nu poți să fii bun în toate. Nu ești ca șaorma cu de toate, trebuie să vezi. Și mie mi-au plăcut cele de pe piața aero, care au cel mai mare potențial. Companiile la început de drum, de obicei, am căutat un randament mult mai mare, dar pentru asta mi-am luat și un risc mai mare și care acum, uite, se vede în perioada de... De criză, poate. Ceea ce e surprinzător că multă lume crede că în perioada de criză toate piețele scad, totul scad, dar de fapt sunt zone, sunt industrii care sunt în creștere acum. Da, întotdeauna există balanță. Cineva pierde, altcineva câștigă pe partea altă. Da. Ce înseamnă pentru tine să fii investitor? Adică ești cineva care doar investește și atât, îți dorești oarecum să fii implicat și în companie, să-i ajungi și cu know-how-ul? Ideal, cum am spus și aseară, vreau să fiu cel mai pasiv investitor, să... Știi, să pun banii, să lucreze pentru mine alții, dar uneori nu e așa, să mai împotmolesc, uneori experiența mea pe bursă sau în management este utilă și de ce nu, că până la urmă dacă am investit și am cumpărat o parte bunicică din companie, e și compania mea și trebuie să pun și eu umărul la creștere. Să-i ajut să crească. Da. Ai menționat aero și aș vrea să vorbim despre asta, mi se pare o piață fantastică și cred că tu ai foarte multă experiență. Poate mai mult decât noi restul. Da. Și vrea să ne povestești un pic... A costat ceva experiența asta. Măi, poate... Mai mult decât în NBA. Da, dar aș vrea să cred că am ajuns în partea cealaltă cu foarte multă experiență și sfaturi bune, nu? Deci Aero este Alternative Exchange în România și este un segment al pieței de acțiuni al Bursei de Valori București. Da? În principiu sunt listate companii la început de drum, cum ar fi startup-urile, IMM-urile, care au nevoie de cash flow, ca să zic așa, care doresc să-și pună numele, să fie cunoscut mai mult și să ajute la creșterea economiei în general. Unul dintre motivele pentru care foarte mulți investitori sunt atrași de Aero este că sunt, din ce am înțeles, sunt fiurile mai mici, dar sunt și un pic mai ușor de înțeles, ușor de navigat. Poți să ne spui puțin despre piața Aero? Da, piața Aero este o piață bipolară acum. Aha. A fost foarte populară, acum nu mai este deloc. Este o piață mult mai riscantă. Companiile DAS au cerințe minime de îndeplinit pentru a se lista. Okay. Dar asta e abie cu două tăișuri pentru că s-au listat și companii care nu prea aveau ce căuta, să spunem, și o să plătim cu toții prețul listării acelor companii. Companii destul de slabe, șrubre, de care vor știrbi din credibilitatea bursei, pentru că investitorii nu vor spune am pierdut pe compania X sau Y, o să spun am pierdut la bursă. Dacă m-am flipt cu compania asta, știi, o să pun la îndoială toate companiile de pe bursa noastră. În zona aceasta aero, care sunt industriile care sunt cele mai frecvente? În România este foarte bună pe agricultură, deci avem agricultura, este bine reprezentată, avem IT-ul, mai avem... producție alimentară, dar în general IT-ul este la putere, ceea ce este bine. Da, da. Pentru înțelegem de ce firmele s-ar duce pe această piață, nu că este o modalitate să atragi investitorii. Nu numai, da, poți, listarea înseamnă ok, atragere de capital pe care poți o pui în companie mai departe sau poți face un exit parțial să-l bagi în buzunar, ceea ce nu este de dorit, dar s-a întâmplat. Dar listarea îți dă și un anumit statut. Cum ai spus și tu, ești companie listată, deja devine interes public când presa te dă ca știre, nu te mai dă ca reclamă, nu trebuie să mai plătești. Iar acel statut de companie listată îți aduce altă relație cu partenerii, cu băncile,
Și chiar poți să atragi talente mult mai ușor, că ai un statut. Și uneori poți să găsești și chiar și parteneri, cum am fost eu, am intrat în Consiliul de Administrație, prin a fi investitor. Cum crezi că poate fi îmbunătățită piața aero? Ai zis că sunt foarte multe minusuri, oarecum trece printr-o perioadă mai dificilă. Cum am putea noi să o facem să ajute și companiile care sunt listate și investitorii care doresc să investească în ele? Da, eu aș ridica puțin acele condiții minimale. Aș vrea să văd profit mai mulți ani la rând, să dovedești că ai un model solid și ai știut ce să faci cu banii proprii, după să poți să vii să ceri banii altora. Asta ar fi o condiție, aș mai impune mai multe, dar nu toată lumea e de acord. De exemplu, aș impune și o listă de auditori, de autorizați, cum e la bancă, când poți să faci o evaluare a unei clădiri, un apartament, doar cu anumiți evaluatori. Așa vrea să fie doar o listă de auditori în care poți să ai încredere, că acum oricine poate să auditeze o firmă de pe bursă și nu cred că este ok. Eu nu am încredere în toți auditorii, să fim sinceri. Suntem în România și ștampila se pune ușor. Da. De, și această, mă rog, acești auditori să fie oarecum independenți? Da, să aibă un anumit statut, să nu se poată compromite pentru niște bani, pentru o relație, să fie arbitri cu adevărat. Tu vorbeai la un moment dat de... pentru companiile care sunt listate la BVB, pe piața aero și mai departe, de faptul că există o distorsionare a realității în cifrele pe care le arată compania. Și cum asta, de fapt, nu e un lucru bun. Există o presiune oarecum a companiilor să performeze în fiecare an. Da, clar. Simțim și noi în Consiliul de Administrație și încercăm să comunicăm că nu este posibil sau să dăm niște preview la ceea ce urmează pentru a crea așteptările potrivite, dar uneori sunt foarte mulți investitori și nu poți să toată lumea să te citească, să-i convingi. Da. Dar aș vrea să vorbim puțin, adică cred că am fost toți în lumea corporate la un moment dat sau pe lângă și în fiecare an se spune, păi trebuie să creștem cu 15% față de anul trecut, trebuie să creștem, să creștem. La un moment dat, numai că nu e posibil, dar nu e nici bine pentru o companie să crească constant. De acord, și asta vreau să mi se comunice. Nu este posibil, nu este ok. Dar tu îți asumi la începutul anului un BVC. Hai, nu-l faci un an, nu-l faci doi ani. Înțelegem, de acord. Eu ți-am dat banii mei ca investitor tocmai ca să faci acele lucruri. Ok, nu le-ai făcut. Sunt bani munciți, bani pe care tu te-ai angajat la niște chestii ca și companie. După aia tu vii și mi-arăți acolo, nu-ți faci treaba. Mai mult încerc să o cosmetizezi în așa fel încât să arată că ai făcut treaba. Ne iei ca pe niște idioți prin titluri, prin de parcă eu nu pot să văd după că tu nu ți-ai făcut. Da. Și tu în loc să fii sincer cu mine, pentru că până la urmă sunt investitor, sunt partenerul tău în companie, nu sunt vreun client sau... Ar trebui să știu exact cum merge compania, pentru că am băgat bani acolo, să știu, îi scot, mai bag. Trebuie să am o imagine reală a companiei tale. Eu mi-am un risc investind, dar vreau să-mi iau un risc calculat. Dă-mi datele corecte ca să pot să-mi calculez acel risc. Și tu în loc să-mi dai asta, tu vii și te lauzi ca la propaganda comunistă cu reușitele tale, cu o cifră de afaceri de nu știu cât, care este oricum sub inflație. Nu, spune corect, nu am făcut profitul, asta e, astea sunt condițiile, aș vrea să văd mai mult, na, că investitorii au oaie, da. Fără cât. Oaie. Mai multă asumare. Da, da, da. Dar crezi că într-un fel ownerii se simt și ei sub presiune să performeze în fiecare an și de-aia manevrează numerele, ca să zic așa? Sau? Da, ok, asta e o manevră de numere pe care e greu să o dovedești, dar este o manevră de PR. De... Ok, deci cum prezintă? Exact. Scot în evidență anumite lucruri care... Ne dăm seama, ne iau de proști, să fim sinceri, asta da, e, da. Că degeaba pui tu titlul ăla, că eu oricum o să mă duc la profit, da. Să văd. Și dacă profitul apare la rândul 100, până la urmă profitul contează. Da, și asta, la asta se uită toată lumea acum. Da, aș vrea să fie mai asumat, să fie mai sincer cu noi, pentru că oricum își strică imaginea. Dacă tu faci chestia asta și te văd că e simplu, câtă încredere poți să am în tine că acele cifre, cum ai spus tu, sunt corecte, dacă tu faci asta când te văd. Dar când nu te văd, ce faci în spate acolo? Da. Cripto, nu? Vorbim un pic mai acolo. Nu plecați. Da, vă rugăm, nu plecați, că vorbim și de cripto. Adică cum poți să investiți despre o discuție despre investiții fără cripto? Mi se pare că este oarecum imposibil în ziua de astăzi. Dar să rămânem pe partea de bursa de valori și piața de acțiuni. Din punctul tău de vedere, ce preferi? Acțiunile care au dividende sau acțiunile care nu au dividende? Tu personal? Eu personal prefer zero dividende și investirea profitului.
Da. Și de ce, de ce asta? Pentru că sunt anumite persoane care preferă dividende pentru că știu că indiferent cât crește compania, au un oarecare venit. Eu vreau mai mult de oarecare venit ăla. Okay. Vreau să, plus că faci cash out din companie, să plătești taxe și tu spui ca și companie, băi, noi nu știm ce să mai facem cu banii, luați-i voi, descurcați-vă. Eu vreau să văd că acea companie are planuri mari și poate crește mulți ani de acum înainte. Da, ok. Deci pentru tine este fără dividende și vrei o creștere cât mai mare pe termen lung. Domnul de la Mambricola știe că nu vreau dividende. Vorbeai tu la un moment dat despre business owners care încearcă să prezinte compania într-un anume fel. Ce am observat eu în ultima, nu, și nu numai în România, în ultimii câțiva ani, este că atunci când avem antreprenori, au o idee, o iau de la pământ în sus, ca să zic, și la un moment dat compania crește la un asemenea nivel în care ar fi beneficial pentru companie să vină cineva profesional, un CEO cu experiență. Și da, există această inabilitate de a preda conducerea companiei. De ce crezi că este asta? Și nu numai în România, e ușor să zicem că doar România. Se întâmplă dacă am peste tot. Da, este frica de a pierde control, în primul rând. El nu numai că nu predă, dar nu a crescut pe nimeni în jurul lui care ar putea să preia la mine. Nu i-a învățat cum merge acea companie, ce ar trebui să facă și însuși fondatorul sau CEO fondator devine o vulnerabilitate pentru că el nu o să poată conduce la nesfârșit. Da. Poate vrea să se retragă la un moment dat și de seama că nu are, poate moare, s-au văzut atâtea cazuri în care familia n-a putut să continue. Este un mare risc și nu știu de ce nu o fac, este în dezavantajul lor acest lucru. Și de cele mai multe ori compania la un moment dat nu mai crește, nu pentru că ar trebui să crească, dar nu trece în partea aceea de maturitate, da. Pentru că nu are cine să o conducă în partea de maturitate. Și este și un bottleneck, poate ar fi nevoie de mai mulți conducători în management, un consiliu de administrație, dar el acolo pune limită. Da. Crezi că e și ideea asta că dacă nu mai ești CEO-ul, pierzi din puterea pe care o ai? Din punctul meu de vedere, CEO trebuie să fie un om tânăr care aleargă mult. Da. Administrator sau consiliu de administrație trebuie să aibă control, dar CEO să fie acolo zi de zi și să pună osul la treabă. Încă învățăm și noi și pe bursă de multe ori, uite, cum spuneam, nu-și fac BVC-ul, întreb și eu dacă nu era majoritar acel acționar și de la toate două ori bugetul era la o corporație, el mai era CEO. Da, corect, ai dreptate, da. Adică asta vreau să văd. Ok, nu ți-ai făcut o dată de două ori, de trei ori, dar poate nu ești potrivit. De ce prezinți acele rezultate? Ți-e rușine cu rezultatele muncii tale? Da. De ce le cosmetizezi așa, oricum slab, că ne prindem? Ce sfaturi ai pentru cei care sunt la început de drum? Te întreb asta pentru că sunt sigură că ai observat, știu, în ultimii doi ani, aș vrea să zic poate chiar trei, da, foarte multă lume, mai multă decât înainte, foarte interesată de bursă dintr-o dată. Și toți încep și, cum ai zis și tu, la început facem toți greșeli. Dar ce sfaturi le-ai dat lor acum la început de drum? Să-i ajuți să crească într-un mod sustenabil? Nu sunt în măsură să dau acele sfaturi, dar pot să spun ce mi-aș fi dorit să știu. Perfect, eu atunci când Perfect. Eram. Da? Să mă uit mai mult la cifre și mai puțin la litere. Okay. Până la urmă, cifrele vorbesc. Literele sunt cosmetizate, PR-ul, publicitatea. Și mereu trebuie să ai un plan B, cum spunea și Mike Tyson, toată lumea are un plan până ia un pumn. Păi ce are Mike Tyson? Da, corect. Și acest pumn este de fapt un pumn. Este o cădere, după aia intrăm în panică, ce facem? Ne imaginăm că bursa, toate știrile sunt pozitive despre bursa, avem investitori de succes. Nu cred că îți poți spui un investitor care e loser pe bursă sau... Da. Vedem și imaginează când vin pe bursă, mai o să mă umplu de bani. Că uite, bursa doar crește... Și au așteptări nerealiste de multe ori și trebuie să ia în calcul că ar putea pierde. Da, ok, deci să ne uităm la numere și nu la, da, la litere. Și să aibă în vedere de ce ai investit în acea companie. Dacă scade cu 50% sau schimba fundamentele sau doar e o toană a pieței, adică ar trebui să mai rămână sau nu. Dacă nu s-a schimbat cu nimic, ce mă contează prețul din piață? Tu investești în companii în care crezi în mesajul lor sau te uiți mai mult la cifre? Mă uit mai mult cel mai mult la potențial, mă uit unde ar putea să fie peste 2-3 ani poate, cât de ușor poate scala, pentru că în spatele companiei sunt niște oameni, dar nu poți să-i cunoști, să fim serioși că sunt unii care se căsătoriți de 10 ani și nu se cunosc. Da, ei trebuie să cunoaștem noi o companie. Ai văzut câte divorțe au avut în pandemie că au stat amândoi acasă, acum ce pretenții să am eu de la mine ca să cunosc acel investitor. Care sunt, crezi tu, cele mai mari greșeli făcute de
de persoane care investesc în acțiuni, în obligațiuni și așa mai departe. Și poate greșeli pe care le-ai făcut și tu. Da, e uneori, legea lui Murphy spune, când ai un ciocan, vezi numai cuie. Așa. La fel, dacă este ta să vezi într-o piață în anumit mod sau anumit, o să vezi doar știrile care îți dau dreptate și o să le ignori. Ok, și deci să nu faci asta. Da, trebuie să mereu să pui la îndoială propriul raționament. Vezi, majoritatea care intră pe bursă nu spune că am și eu un venit, toată lumea ca și la cripto, speră să se îmbogățească, pentru că așa e prezentată bursa ca fiind de succes, vedem numai investitori de succes, nu vedem loserii. Okay. Bursei nimeni nu-i prezintă, poate mai apare de unul din când în când, dar toată lumea își imaginează că o să facă foarte mulți bani pe bursă, ceea ce nu este adevărat. Unii trebuie să mai și piardă, uneori când este o recesiune pierdem toți, când este o creștere economică câștigăm toți, și dacă atunci intri pe bursă ai impresia că ești noul Warren Buffett, nu că a crescut tot, nu, a crescut doar ce ai luat tu, te pricepi, da. Și atunci s-ar putea să iei foarte multe riscuri fiind foarte sigur pe tine și atunci pierderea o să fie imensă. Ce urmărești tu ca să stai la zi, ca să zic așa, cu piața de acțiuni? Este din ce în ce mai greu, că numărul de companii crește. Citesc ziarele, forumurile chiar, unde lumea poate vorbi mai liber. Ok. Unor mult prea liber. Da, mă rog, cred că și asta și ajută câteodată, știi? Că și poate adevăruri care nu le-ai fi aflat da, unele, sau teoria de conspirații. Aflu și despre mine multe lucruri pe care nici eu nu le știam. Uitându-ne la viitor, nu? Că vrem tot timpul să ne uităm la viitor, să fim pozitivi, poate, să sperăm că va fi mai bine. Ce industrie crezi tu că trebuie noi să urmărim în următorii ani? Energie verde, bio, și tocmai pentru că toți credem asta, o să le umflăm de n-o să facă acele companii, le supraevaluăm. Probabil câștigurile mari vor veni din locuri în care nu se uită nimeni acum. Și care ar fi aceste locuri? Dacă știam, mai eram aici. Și nu cred că aș fi spus-o într-un podcast, mă duceam eu singur. Țineai tot secretul pentru tine. Da. Sau poate ai așteptări mult prea mari de la mine. Nu. Sunt totuși un tip care a investit pe aero. Da. Exact, totuși. Avem know-how, dar nu atât de mult know-how. Know-how l-am făcut pierdând și niște bani. Ok, da, trebuie, nu? Trebuie să înveți lecțiile și un pic mai dur în viață, nu poate să fie totul. Care este o industrie în România momentan în care crezi tu că sunt șanse mari de crescut în viitor? Na, de exemplu, agricultura. Ok. Știi că se spune că cea mai veche meserie din lume a fost prostituția. Da. Eu nu sunt de acord, pentru că te întreb și eu, cu ce plăteai prostituata dacă nu produceai nimic? Și eu produceai prin agricultură. Exact, trebuie să fii vânător cu legător, strămoș agricultorului. Okay, deci agricultura. Agricultura a fost prima meserie și cred că va fi și ultima. Tot timpul o să fie la modă, n-avem ce să facem, asta e. Da. Cred că banii se vor face pe chestii, nu le vedem ca fiind prea probabile. Da. Vorbeam cu un alt invitat și zicea că, într-un fel, oamenii se întorc la lucruri care n-au fost automatizate în timp. Și acum ne întoarcem din nou la a face măcelărie, să faci costume de mână din nou, să fie tot organic, să fie tot făcut în casă, pentru că oamenii oarecum s-au îndepărtat de partea aceea industrializată și vor această apropiere de... Și cred că poate și de asta agricultura e, pentru tine reprezintă o întoarcere, că, într-un fel... Da, ne-ai dor de acele bunici și mai e și o diferențiere, că acum când găsești, când ai de toate, vrei să fie calitativ. Da. Și calitatea asta o poate face doar mâna omului, acum, cum ai spus, artizanat, mâncarea bio, se va pune accentul pe premium. Da. În ce, adică, ok, agricultură, dar în ce industrii pot eu să investesc adiacente agriculturii, că nu... Adică, deja începe să... Încă avem toți mâncare. Ok. Deși suntem din ce în ce mai mult frați acasă. Da. 8 miliarde parcă mai nou. Da. Deci trebuie să hrănim din ce în ce mai multe guri, dar încă ne ajunge tuturor și ne orientăm spre chestii premium acum. Nu mai e problema să nu avem ce mânca, ce îmbrăca. Acum ne uităm spre aceste premium sănătoase și nu numai în agricultură. Haine, mașini, orice ne place să... fie calitativ, și cred că aici este o oportunitate, nu neapărat lux, dar premium. Ok, deci cred că aici avem oportunitate. Da, și normal energia aceasta verde, special solară, se tinde către independență alimentară, energetică, uite, și financiară cu cripto, să nu mai depinzi de nimeni. Da, deci să fim oarecum everyone for themselves, nu? Fiecare da, la ne-am săturat să fim, da. Dar, nu neapărat ca țară, dar și la nivel personal.
Pandemia a accentuat chestia asta când ai văzut că toată lumea vrea să aibă o căsuță la țară. Crezi că într-un fel această individualitate și, cum ai zis, trebuie să ne producem noi pentru noi, așa, a venit și la conflictul din Ucraina, pentru că foarte brusc niște țări care își luau gazele, energia de acolo, s-au găsit într-un loc în care și-au dat seama că trebuie acum să înceapă să producă. Da, așa este, deci a venit și din acest război, dar a mai venit înainte din China, unde ne-am dat seama că toți suntem dependenți de China. Da. Și nu putem face nimic. Tu personal, ce părere ai despre titlurile de stat? Noi de aici și suntem fan titlurilor de stat. Și eu în perioada asta sunt fan titlurilor de stat. Okay. Oricum statul nostru de acest faliment, când are nevoie, îți mai printează bani să-ți dea. Da. Deci sunt cele mai sigure, dar acum trebuie puse balanță cu celelalte oportunități care acum oricum nu prea sunt. Și au și o lichiditate, îți permite să ieși foarte repede de pe ele. Dacă ai avea un teren până la vinde. Dar dura ceva pe titlurile de stat. Sau acțiunea aia avea cui, okay. Dar și eu sunt fan. Deși tu ești fan titlurile de stat. Eram curioasă pentru că sunt persoane care încă nu bine, sunt convinse. Cripto e mult mai profitabil decât titlurile. Da, cripto, nu știai tu. Îți place centralizarea, titlul de stat, cripto. Nu-ți place centralizarea? Suntem dași liberi. Exact. Nu ne controlează statul, nici nu ne reglementează pe noi. Ne străduim cu fiecare episod să aducem discuții relevante în beneficiul celor din audiența noastră, pe care îi vedem ca pe prietenii banca ta. De aceea, ne bucurăm că acest podcast este susținut de Goldring, un partener vital și relevant, atât în piața de investiții și creștere financiară, cât și în proiectul educațional la care lucrăm zilnic. Dacă vrei să le înțelegi ofertele și să știi de ce îi alegem, poți vizita pagina noastră bancata.ro/goldring și să-ți creezi gratuit un cont de investiții. Auzim în jurul nostru că urmează o recesiune. Foarte multe cazuri auzim că deja a început, că suntem în ea și că va dura mult timp. Ce poți tu să ne spui despre această recesiune care începe, nu mai începe, se termină, nu se mai termină? Păi recesiunea e ca atunci când trebuie să te tunzi. Nu spui, în două zile trebuie să mă tund, observi, trebuie să mă tund. Da. Când mi-a crescut părul atât de mare, la fel și am intrat în recesiune. Eu totuși văd că numai eu, dacă este deja acolo, dacă mergem în supermarketuri și ne uităm la prețuri, au crescut 40%, poate, da. În schimb, venitele noastre cât au crescut, 10%, deci clar avem o recesiune, am intrat în ea, încă mergem din inerție, la fel și companiile au făcut profit în prima parte a anului, ne îndreptăm, cum ar spune stewardesa, take brace position, da, da. Aterizare de urgență a economiei. Da. Crezi că pandemia a accentuat recesiunea sau într-un fel a aplanat-o? A amânat-o și a acutizat-o. În același timp? Da, am stat toți acasă, eram asistat social, economia nu mergea, dar toți aveam bani. Uh-huh. Ori de logic. Da, da, da. Crezi că aveam bani pentru că nu mai ne duceam în concediu, nu mai ne duceam la mall să cheltuim pe sau pur și simplu? Nu. Nu ne duceam, nici la birou de multe ori, nu mai produceam. Ah, da, ok. Da. Economia nu a mers, a mers foarte slab. De unde au venit banii aia? Au fost printați din PIX. Și acum banii trebuie să aibă acoperire în bunuri. Da. Este o balanță, se va echilibra, acolo ne îndreptăm. De aici a apărut inflația. Și este normal să vină recesiunea, n-a mai venit de mult, este sănătoasă pentru ecosistem. Da, exact. Adică mă țin minte că văzusem un meme la un moment dat și era ceva de genul nu înțeleg care e problema, nu putem să printăm mai mulți bani și, mă rog, mie plac meme-uri. În Zimbabwe știi că așa a mers. În Zimbabwe a fost? Da, da, da. Cred că în Zimbabwe a fost, nu? Când... Sau Zimbabwe e țara aia cu moneda aia pe care nu o putem pronunța. Nu, dar n-a fost undeva unde s-au printat gen și aveau inflația undeva la 1000% sau ceva. Și în Venezuela acum. Ah, da, în Venezuela. Oh. Venezuela. Bine, Venezuela e vina Americii și ce au făcut ea până anii 70, dar asta e pentru alt podcast, alte... Nu e adevărat, te țin la vizna mea de SUA. Un subiect discutat de mulți, râvnit de mulți, înțeles de puțini, criptomonedele. Aș vrea să zic, poate nu preferata mea modalitate de a investi și aș vrea să aflu dacă este și... A ta. Un lucru la criptomonede care este plăcut de cei care sunt fani este faptul că nu există reglementări și cei care sunt, n-aș vrea să zic împotriva cripto, dar cei care sunt un pic reticenți la acest subiect zic că tocmai asta este problema. Crezi că lipsa de reglementări va fi călcuiul lui Ahile a lumii criptomonedelor? Puteam văd câte memorie mai avem la telefon, că pot să vorbesc până mâine de cripto. Da, da, da. Și nu știu dacă să spun un lucru bun. Așa, eu deci, în primul rând, plecăm de la ce ai spus, investesc în cripto. Nu este investesc în cripto, este speculez.
Ok. Asta trebuie să fie clar pentru toată lumea. Ok. Și s-au născut o mulțime de investitori care au venit prima dată pe cripto, de prima lor investiție. Ok. Și ne dau nouă lecții celor de pe bursă, business angel, care suntem în ecosistem, știm ce înseamnă investiții și ne învață ei pe noi că noi suntem dinozauri. Și ăsta e viitorul și noi nu înțelegem. Ok. Uite că nu e chiar așa acum. Da. Reglementarea asta începe să se întoarcă împotriva lor. Și ce ar fi lipsa reglementării. Dar te întreb acum, ce ar fi cripto cu reglementare? Care ar fi diferențierea? Pentru că asta mi se pare mie că e avantajul competitiv al cripto. Fiind nereglementat, poți să furi, poți să efectiv să-ți faci tu propria monedă. S-au văzut țepe suficiente. Poți să manipulezi cum face favoritul tău Elon Musk, da, care poate să facă orice, mașini electrice, trimite oameni pe Marte, în spațiu. Bă, dar o criptomonedă n-a putut să-și facă mod. Numai băieți obscuri pot face acest lucru. Deci crede foarte mult în cripto, ce să zic. Poți să faci spălare de bani, poți să... Uite cum a fost cu Rusia, cum cripto a mers. Deci o reglementare ar omorâ pentru că ar fi doar o metodă de a specula care chiar nu are nimic în spate. Așa poți să speculezi ce vrei tu, grâne, acțiuni, terenuri, bursă, orice, are ceva în spate, rămâi cu ceva. La cripto nu rămâi cu nimic până la urmă. Da, chiar nu a fost cazul acela cu tipul care a pierdut cheia intrat în asta. Sistem și efectiv nu era nicio altă modalitate să-și acceseze conturile și era, nu vine să cred cum e așa ceva posibil. Da, asta e iarăși un avantaj, se spune. Da, de ce crezi tu că e considerat un avantaj și nu un dezavantaj? Nu știu. A, deci nu, asta nu, nu. Mă întreb, știi, pentru... It's not a bug, it's a feature. Mamă, deci asta a fost din adâncurile tale de programator, da, exact, nu? Da, exact, memoriile. Da. Și ce am observat la criptomonede este faptul că cei care cred în ele, cred foarte mult în asta ele. Asta e cuvântul cheie, e credință. Cripto e o credință. Da. Ei nu întreb... Ei nu știu, ei cred. Da, și de asta nu e știință, e credință. Da. Că nu poți să ai o dezbatere logică. Ok, rând pe rând, tot ce se lăuda la cripto a fost invalidat. Ok. Stablecoin, că e store of value, că e sigur. Ce mai avem? Da. Eu chiar nu știu. Blockchain-ul a mult lăudat. Vreau să văd și eu o aplicație făcută pe blockchain care e de succes. Că este deja de mult timp și tot este lăudat algoritmul. Apropo, băieți, algoritmul încă e acolo. Da. Deci n-ați pierdut nimic, voi ați investit pentru algoritm, da? E acolo, stați liniștiți. Da, algoritmul rămâne. Acum, serios, vorbesc, chiar îmi pare rău de toți investitorii, ca să zic așa, eu sunt hater de cripto de mic. Da. Nu am apucat acum când e încădere. De la incipientă. Și tocmai pentru a trage un semnal de alarmă și pentru a spune și altă parte a monedei virtuale, cripto. Da. Pentru că sunt foarte mulți care laudă și nu laudă dezinteresat, sunt o fel de programe de afiliere, sunt influencer plătiți. Eu mi-am spus părerea și rămân la... Dar crezi că astea a dat oarecum validitate? Pentru că a fost, cum ai zis și tu, a fost o perioadă în care actori foarte mari, fotbaliști foarte mari, au fost plătiți milioane de dolari să vorbească despre și criptomonede și asta, într-un fel, și oamenii care poate aveau oarecare reticență au început să vadă altfel. Acum, dacă ții sfaturi de investiții de la un fotbalist, atunci foarte bine, da, chiar o meriți. Dar crezi că i-a dat un pic validitate? Da, cu siguranță a fost un boom. Și au intrat în joc și fondurile de investiții care nu le interesează, ei speculează, sunt fonduri, multe speculatori. Fac bani pe orice și au dat amploare acestui fenomen. Nu ar fi crescut noi dacă făceam noi băieți obscuri niște... Dar ei au avut oportunitatea de a face bani și au făcut foarte mulți bani, presa a avut un subiect de senzație și a fost pompată bula asta, dar ca orice schemă piramidală, atinge un maxim. Când toată lumea vorbește de ceva, deja s-a atins apogeul, începe... Crezi că adică, suntem deja în partea de cădere? Dar nu mai sunt oameni noi care să intre să susțină, că toate creșterile au fost ținute cu bani noi intrați în joc și s-a atins maximum. Deși suntem o miliarde, ăștia noi încă nu pot investi în cripto. Care apropo mi se pare că cetățeanul cu numărul 8 miliarde s-a văzut la Craiova. A spus doamna Olguța care avea cel mai bun târg de Crăciun. Este foarte imposibil, am văzut la știri și zic, nu se poate să fie tocmai la noi. Fiind să nu cred această știre, dar... Deci noi care nu știm câți români suntem în țară, după atâtea referendum, știm sigur că e un miliard al nostru. Da, o miliard de la noi. Nu avea multe, altul de vas te nască, Marius, dacă nu în România și la Craiova. Că tot vorbim de lumea de criptomonede, vreau să atingem puțin asupra celui mai recent...
scandal, ca să zic, din acea lume, nu? Și anume FTX. Este o companie care a declarat faliment acum 2 săptămâni de zile. Și ce erau? Erau a treia cea mai mare companie de schimb de criptomonede din lume. În apogeul lor aveau peste 1 milion de utilizatori. Și au dat, au zis că au lipsă de lichidități. Da. Și s-au pierdut, sau nu s-au pierdut, cum ziceam mai devreme, s-au pierdut miliarde de dolari. S-au pierdut în conturile lor. În conturile lor, dar se pare că... E ca la români. S-au furat, nu s-a furat. Da, da, da. S-au pierdut. S-au pierdut. Da, mă rog, au pierdut foarte mulți bani și... Nu și... sunt în blockchain, cum s-au pierdut? Da, corect, cum pot fi pierdute. Nu, dar citeam într-un articol cum că această pierdere o vom vedea și noi în celelalte industrii și domenii adiacente. Da. Și că s-ar putea să înrăutățească oarecum domeniul, care oricum n-a avut un an foarte bun. Crypto n-a avut un 2022 favorabil, să zic așa. Da, sunt înlățuite, dar hai să luăm... N-am studiat, n-am urmărit toate știrile... Mm-hmm. Deci, ce, până la urmă ce era? Era un exchange, era un fel de broker, o casă de schimb. Acum întreb și eu, ei făceau banii din comisioane. Eu dădeam cripto și luam bani, sau invers, sau alt cripto, sau altă... Da, cumpărau într-o parte și vindeau. Da, ei făceau bani din comisioane. Cum au reușit ei să piardă acei bani de care nu trebuiau să se atingă, în primul rând? Da, asta e interesant. Cum intervine insolvența sau falimentul? Dacă nu s-au furat banii. Păi, cred că ideea era că, la fel, această lipsă de reglementare de care vorbeam, ei, FTX-ul, era un strânsă legătură cu Alameda Research, care era o companie de, o firmă de trading, ca să zic așa, care era deținută tot de tipul care deținea FTX. Și asta vreau să întreb, adică lipsa asta de reglementare se pare că este unul dintre lucrurile care este iubit cel mai mult de oamenii care sunt fani criptomonede, dar în același timp se pare că ăsta este și motivul pentru care foarte multe probleme apar. Când nu este reglementare, clar că apar problemele, pentru că, până la urmă, poți să furi și să scapi. Asta da, e. Da, da, dacă nu ai... Da, bine, ei, fiind cetățeni americani acolo, s-ar putea să nu scape, dar au scăpat destui. Păi asta era chestia, că a mutat FTX-ul în Bahamas. Inițial a început în... Da, tu de unde știi atât de multe? Știi din interior? Da. Nu ți-au dat partea, vrei să zic nasoale? Nu, pentru că vreau să zic că am încercat și eu să înțeleg de ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat totuși. Sunt o companie destul de mare și deci n-a fost nimeni atent până atunci, știi, când deja, ca să zicem, bula s-a spart. Nu mai aveai ce să mai faci când au declarat faliment. Era prea târziu. Și am citit foarte multe detalii și asta era unul dintre ele, faptul că, unu, ei erau, foloseau propria firmă de trading, ceea ce i-a ajutat foarte mult, și faptul că erau în Bahama și se pare că, într-un fel, asta i-a ajutat foarte mult. Aha. Deci a fost planificat. Îți dai seama, ca toate jafurile de succes sau de nesucces din lumea asta a fost planificat. Vorbeai mai devreme de omul meu cel mai puțin preferat în lumea tech, Elon Musk. Da, tu chiar vrei să ne urască toată lumea acum. Da, măi, să fie episodul ăsta în care... Vrei să zicem nasoale și de, nu știu, de Maica Tereza, deci... Măi, am probleme și cu ea, să știi, dacă e să-mi discutăm. De nu. Papă, de... Da, aș putea să vorbesc de asta. Nu, glumesc, îți dai seama. Nu, vreau să vorbesc de această idee că tipul care a înființat FTX, nu, era considerat Sam Bankman-Fried, SBF, cum era cunoscut, la un moment dat zicea că e un geniu. Și de-aia foarte multă lume avea încredere în el. Auzim foarte des acest cuvânt de geniu și față de Elon Musk, auzim acest cuvânt de geniu foarte des în jurul nostru. De ce crezi că o anumită parte a societății venerează astfel de oameni care, nu știu, numărul 1, dacă sunt genii, și numărul 2, ne-am dat seama că, de fapt, nu au business-uri de succes, adică și ei, la un moment dat, eșuează. Cred că avem nevoie de modele de succes. Când avem propria viață, ne inspirăm de la alții și vrem să fim ca ei. Geniu, ești doar o perioadă, se pare, când ai succes. Da, da, da. Și când, odată ajuns sus, dacă ai căzut, ai căzut de sus, ai o singură persoană, n-ai avatar, imaginea ta s-a prăbușit, la revedere. Elon Musk, nu l-aș compara chiar cu băiatul ăsta, nu, da, nu mă obosesc să țin numele. Da, 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 da. Prea complicat. Da, 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 nu cred că merită, totuși a făcut ceva. Mm-hmm. Bine, acum el mai excentric, știi, când ești sărac, ești nebun, dar dacă ai bani și ești nebun, ești excentric. Da. Bine, da, Elon Musk are bani și cred că o să mai aibă mult timp față de alte genii. Păi și cât a pierdut și cu banii care a dat pe Twitter și în continuare este unul dintre cei mai bogați oameni, adică... Mă rog, să fii miliardar este... Am de mâna oricum. Da, în cripto. Bine, aș vrea să zic, da, în cripto.
acei bani care există sau nu există. Nu, dar mi se pare că nu știu cât de etic este să avem atâția miliardari în dolari în lumea asta. Adică mi se pare că diferența de la $1,000,000 și $1,000,000,000 este atât de mare încât cum poți să ajungi tu etic acolo să nu fii miliardar? Adică ai beneficiat de anumite reguli în societate care te-au ajutat, ai beneficiat de anumite scurtări în viață. Da. Și nu știu, nu cred în chestia asta că există bilionari etici, miliardari etici, ca să zic așa. Și nu cred că Elon Musk este unul din ei. Părerea mea personală, cel puțin. Da, Musk a văzut că a manipulat de multe ori piața cripto favorita lui. Dar de ce nu investește în ea dacă crede atât de mult în ea? Asta să răspundă fanii cripto. Am spus că de atâtea ori, că asta mi se pare și mie dubios, la fel cum Mastercard, Visa nu au cripto, că până la urmă puterea de procesare era o problemă. Uh-huh. Și că niciun jucător mare sau guvern s-a aruncat în treaba asta, uh-huh, cu cripto. Ceea ce era un mare semn de întrebare. Dar iarăși nu înțeleg de ce nu a fost reglementată la timp. Uite, cum ai spus tu, creează multe probleme sociale. Chiar îmi pare rău de toți oamenii ăștia care au văzut în cripto șansa vieții lor și pentru asta au pus bandă la nuntă, s-au împrumutat și a fost un risc sistemic pentru că... Da. S-au băgat mulți bani reali care acum ar trebui să pună la loc și nu mai sunt. Și fondurile care au investit în cripto au investiții și în altă parte, în bursă, în, nu știu, în tot felul de chestii, unde ar trebui să vândă acum pentru a acoperi acele găuri. Este un ecosistem care a fost avariat acum și poate să fie iarăși scânteia care generează adevărata criză. Un lucru care, mă rog, putem să vorbim și de piața generală de acțiuni și din state, Wall Street, sunt și ei corupți, au și ei problemelor, dar un lucru care cred că ei au un loc este faptul că ai o modalitate în cazul în care se întâmplă ceva și se pierd, nu știu, vorbesc doar la bursă, dar și când ai conturi în bancă, până la o anumită sumă îți garantează guvernul că vei să primi banii înapoi. În cripto nu avem chestia asta și asta cred că e un risc care, nu știu, foarte mulți, cel puțin eu, nu știu dacă aș fi disponibilă să-mi asum acest risc. Da. Să investesc știind că nu există o plasă de... Păi asta, când investești, speculezi, e ca la ruletă, la păcănele. Da. Asta trebuie mai mult promovată, că este o speculație. Ok, și nu o investiție. Da, și speculațiile de multe ori sfârșesc prost. Da. Sau știi, merge bine și până la urmă tot respeculezi da, da, banii și armă, dacă tot pui, la un moment dat să cadă, da, și pierzi tot. Și la cripto chiar poți ajunge la zero. Da. Crezi că să mai avem criptomonede în 2050? Nu. Okay. Nu cred, dar cred că o să avem altă chestie la modă care va crea iar o bulă și entuziasm. Noua criptomonedă. Criptomoneda a fost genială. Da. Vorbeam de genii. Deci până acum, ca să creezi bule, ai avut nevoie de active, de acțiuni, mm-hmm, de râdem de bulbi de la lea. Da, da. Măcar era ceva acolo. Era un bulb, domnule, la mea în mână. Explicăm noi nepoților cum cineva și-a făcut propria lui monedă, a pus-o la niște băieți pe un exchange și asta era viitorul. Da, da. Că eu dacă mă duc acum și lui filmul și dăm banii ăștia că-ți dau nasturile ăsta și cu ăsta poți să-l schimb pe nu știu ce, nu mă crede. Da, corect. Dar dacă sunt adult, eventual manager de fond, chiar cred în chestia aia. Păi cred că trebuie să crezi ca să poți să vinzi această iluzie, nu? Da. Da. Adică unde e logica asta, înțeleg? N-are... Poate în 2 ani de zile o să ne dăm seama că am greșit noi și de fapt it is here to stay. Da, nu știu, timpul. Chiar nu știu. Da, să judeci. Numai timpul poate să ne spună. De final aș vrea să te întreb ce oportunități crezi tu că există pentru investitori în 2023? Dacă chiar le știam, nu eram aici în primul și al doilea, nu spuneam într-un podcast. Le țineai doar pentru tine. Exact. Vor fi foarte multe oportunități, sunt convins, pentru că până la urmă oportunitate înseamnă să plătești ceva mai puțin pe ceva care are o valoare intrinsecă mai mare. Ok. Iar cripto are zero. Foarte bine. Și acum totul trebuie să ai acel cash și să nu fii investit deja pe alte chestii care păreau oportunitate la momentul respectiv. Pentru că încă nu cred că am atins bottom-ul, abia am început coborârea. Ok, deci crezi că urmează mai... Urmează și cine o să aibă bani o să cumpere absolut orice la promoții. Ok, și ei sunt cei care vor profita. Vor dicta și vor... va fi o perioadă prosperă pentru ei de creștere. Eu zic că e un punct bun de terminat discuția. Marius, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat invitație astăzi. Ce nu o să vedeți voi după partea de editare este că am avut niște probleme tehnice. Sperăm să nu se vadă.
Sper să te mai avem și în viitor invitat la podcast să discutăm despre investiții și nu numai. Poate data viitoare să avem o altă părere despre cripto. Cine știe? Only time will tell. Pentru ascultătorii noștri, puteți să ne scrieți oricând la tu@bancata.ro cu orice întrebări, sugestii. Chiar și pentru Marius, dacă aveți întrebări, puteți să ne scrieți. Promit că o să-i dau mesajele și o să ne răspundă. Inclusiv cele critice. Inclusiv cele critice. Și noi ne vom vedea data viitoare. La revedere! La revedere!